Bună seara, numele meu este Daniel Ursescu, sunt cercetător. Pulsurile laser de la laserul nostru sunt în zona de infraroșu. Și vreau să vă spun despre acest laser. Este cel mai puternic laser din lume și chiar funcționează la noi aici, în, lângă București, la Măgurele, unde sunt mai multe institute de fizică, printre care și cel de fizică și inginerie nucleară Horia Hulubei. Schimbă slide. Și am o întrebare. Cine știe cum funcționează un laser? Să ridicăm mâna sus! Bun, deci trebuie să vă spun cum merge laserul, da? Laserul este bazat pe un material foarte special, care este cunoscut sub numele de mediu activ. Este un material care emite aici colo câte un foton, câte o bucățică de lumină și această coantă de lumină, o vedeți aici în stânga, se duce prin mediu și întâlnește alte bucăți de material de mediu activ și extrage de acolo alți fotoni, convinge și alți fotoni să vină împreună. E un fel de proces în cascadă. De fapt, e ca și cum ai ști cu prietenii la joacă. Ție un prieten, cei doi se duc și își mai cheamă fiecare că un prieten și așa mai departe și procesul este în cascadă și vedeți că la sfârșit, după ce fiecare și-a toți prietenii, se duc toți împreună și avem foarte mulți fotoni, foarte multe cuante de lumină care merg împreună în aceeași direcție și bucuroși dansează împreună în același ritm. Următorul. Bun, acum, asta este inima unui aparat laser, dar cum, care sunt toate părțile lui, sunt aici, în această prezentare, în acest grafic, vedeți, este mediu activ, deci locul unde se produce această lumină și se amplifică. Și în plus avem nevoie de ce? De să punem energie în acest material, că el nu emite lumină așa, fără să aibă de unde. Trebuie să-i punem energie în el, asta este pompajul de energie. Și avem, în momentul în care punem energie, avem acest mediu activ, funcționează cum trebuie. Și lumina este emisă de-a lungul mediului activ. Și pentru a avea cât mai mulți, a scoate cât mai mulți prieteni fotoni, afară, practic, se plimbă între două oglinzi. Vedeți, avem două oglinzi, una perfectă și una cu transmisie parțială, iar lumina, după ce se plimbă între cele două oglinzi de mai multe ori, iese afară prin acea oglindă cu transmisie parțială și aceea este lumina laser, pe care am văzut-o chiar mai devreme, era un băiat aici care dădea pe ea. Bun, clic. Acesta este sistemul laser pe care îl știm cu toții și l-am văzut de atâtea ori. Îi se mai spune și oscilator laser. Mulțumesc! Laser, frate! Și clic. Dar putem să mai facem un lucru. Să mai punem încă un mediu activ. Și atunci facem același lucru, punem mediu activ, pompajul de energie, clic. Și practic amplificăm mai departe, creștem intensitatea luminii laser cu acest amplificator laser. Clic. Deci această parte se cheamă amplificator laser. Deci există oscilatoare laser și amplificator laser. Click. Next click. Așa. Și practic, oamenii și-au pus problema cum putem să producem pulsuri foarte, foarte intense. Și au luat oscilatoare, au produs pulsuri mititele laser și scurte de altfel. Și le-au băgat în amplificatoare și au obținut pulsuri foarte intense. Vedeți, au început cu pulsuri mai mititele și au ajuns la pulsuri mai. Click. Dar problema este că nu putem să amplificăm pulsurile astea laser la nesfârșit, pentru că începem cu un puls care arată frumos, așa, vedeți, ca știpul laser, mai bine nu vă uitați la el, că cu cine știe de câte ori poți să te uiți într-un laser? De două ori, odată cu ochiul stâng și odată cu ochiul drept, după aia nu mai vezi. Așa, deci nu vă uitați în laser, da? Bun, deci fasciculul laser arată așa frumos rotund, însă dacă încerc să-l amplific din ce în ce mai mult, la un moment dat nu mai merge. Se începe să se capete așa pete, se îmbolnăvește, face bube. Se cheamă filamentare procesul și nu pot să merg mai departe. Și atunci, clic, au venit Donna Strickland și Gerard Mourou și au venit cu o idee cum să fac să amplifice la energie mult mai mare aceste pulsuri ultrascurte. Și clic. Și au început cu un oscilator, clic, care generează aceste pulsuri scurte, clic. Și după care au venit cu această idee genială să lungească pulsurile, în așa fel încât să nu mai, să nu mai fie așa de intense, clic, și apoi să le amplifice. Și după ce le amplifică, clic,
ce credeți s-a întâmplat? Le-au scurtat la loc. Deci, practic, au luat buzuri scurte, le-au lungit, le-au amplificat și le-au turtit la loc. Le-au făcut scurte. Și în felul ăsta au reușit să facă pulsuri de sute de mii de ori sau de milioane de ori mai intense decât orice alte pulsuri laser de până atunci. Click, next click, așa. E, și laserul nostru, cel mai puternic laser din lume, unde este? Cine știe unde este cel mai puternic laser din lume? La Măgurele, perfect, bravo! Foarte bine, la Măgurele. E încredirea aia de acolo, de sus, o vedeți? E frumos, e cu... cu verdeață, cu răcoare, în fine. Și sala laser, o vedeți la mijloc. Asta este sala în care stă laserul. Are o lungime de 70 de metri și o lățime de 40 de metri. Și conține nenumărate părți pe care tocmai mi le-am povestit și o să le arăt în slide următor. Dar vedeți aici niște lase de pompare, acestea sunt sistemele astea care donează energie în mediile, de, mediile active lase. Jos aveți așa cum arată zonele experimentale la noi și acolo în dreapta poze de la primul experiment care s-a făcut vreodată la LMP. Este sala de control cu toate fasciculele laser intermediare afișate pe ecran. Și iată cum este sistemul nostru laser. Acum toată lumea știe tot ce trebuie ca să-și facă și el un laser din ăsta acasă. Avem oscilatoarele, click. După oscilatoare avem mai multe amplificatoare. Vedeți, sunt două brațe. Sunt două brațe paralele, deci oscilatorul dă pulsuri care sunt împărțite o parte în primul braț și o parte în al doilea braț, click. Și din amplificatorul astea energia este trimisă în niște compresoare, vedeți că avem compresoare, click, în niște zone experimentale unde facem tot felul de minuni științifice, click. Sau mergem cu compresoarele alea mari când ajungem pulsul la foarte multă energie, de sute de juli, compresăm și ajungem la 10 petavați, este o putere uriașă, click, și aceste pulsuri foarte mari, care sunt așa ca o pizza din aia, party pizza, de 50 de centimetri diametru, 55 de centimetri diametru, dar au o grosime de 6 microni, deci sunt foarte subțiri, mai subțiri decât o foaie de hârtie, sunt trimise prin niște sisteme bidate la zona experimentală. Click. Despre laserul nostru am scris totul într-un articol. Cine vrea să-l citească, doar 16 pagini cu toate detaliile tehnice pentru cei avansați. Click în acest jurnal publicat și toată lumea are acces la el. Asta este, dacă credeți că e complicat laserul dinainte, să știți că asta este o variantă simplificată a schemei cum funcționează, da? Și ce vedem acolo? Vedem oscilatorul Titan Safir acolo, pătrățica aia citată. Și o grămadă de alte bucățele care sunt ori laser de pompaj, ori amplificatoare, ori compresoare, așa, click. Deci cam așa este un braț. După care, după ce amplificăm acolo, avem, transportăm aceste pizza de, cum am zis, de 50, family pizza, dar de 55 de centimetri, în vid. Dacă le-am încercat să le transportăm în aer, s-ar face bube din alea, ar filamenta. Și atunci ar trebui să avem și acest sistem de distribuție a fascicurilor. Sunt niște țevi uriașe așa de 80 de centimetri diametru și totul merge în vid din el. Click. Asta e doar o imagine când încă se putea filma acolo. Acum este fiecare metru pătrat din această zonă de 40 de metri lungime este ocupat cu echipamente științifice avansate. Click. Asta îi spunem noi sistemul de transport fascicul de 10 petavați. Și am demonstrat în august anul trecut, am avut două campanii de tras la 10 petavați și într-una din ele, back. Înapoi, adică. Bun. Am demonstrat că am dat mai multe pulsuri de 10 petavați. Când, ca să vă spun așa, ce înseamnă asta? La o facilitate petavat de acum 10 ani, când făceam eu doctoratul în Germania, trăgeam o dată pe oră un puls de câteva sute de teravați până într-un petavat. Acum ne-am tras în 3 minute, de la 3.22 la 3.24, am tras 3 pulsuri de 10 petavați. Deci știința a avansat foarte mult, tehnologia a avansat foarte mult și acum putem să tragem la un puls pe minut, ceea ce este fantastic pentru orice echipă de cercetători din orice parte a lumii. Și acolo avem cât de lungă e durata pulsului, lățimea lui acolo este de 21 de femtosecunde. O să revin ce înseamnă femtosecunde, că poate nu știți. Următorul. Next. Click. Bine, așa.
Bun. Ei, cursurile astea sunt foarte, foarte scurte. Și avem acolo în colț o poză, bulina aia de minuc este de fapt ca o gâlmă așa, este un puls laser măsurat de adevăratelea pe mapă de diagnozare la laser. Și el, dacă vedeți acolo, are, este într-o cutuță în care are 4, o jumătate de milimetru pe jumătate de milimetru și pe axa verticală avem un femtosecunde. Și asta, încerc să vă spun ce înseamnă lucrurile astea. Toată energia cursului laser este click în acea biluță. Și înseamnă, corespunde, e așa de multă energie acolo, încât avem echivalentul a 100 de, vorbim de 10 petawatts. Însă, toată această putere uriașă durează un timp foarte, foarte scurt. Și este concentrată într-o pată focală foarte, foarte mică. Click. Click regizor. Așa, vedem aici. Această gâlmă de lumină este concentrată, acolo este un fir de păr, ce vedeți în imaginea respectivă, deci dacă toată lumea să facă ca mine și smulge un fir de păr din cap, să uită la el, da? Și vedeți, ăla este în poza aia de acolo. Laserul nostru, când îl focalizăm, are dimensiunea de 5 microni, deci vedeți că noi putem să scriem scrisori de dragoste direct pe firul de păr acolo. Într-o firmă de 100 de oameni. Cu pulsurile astea laser, deci sunt foarte, foarte... Excelent. Deci, îl vezi? Câte de subțire? Să știi că sunt lucruri. Pulsul nostru laser de 20 de ori mai subțire decât ăsta. Și putem să scriem pe firul de păr, așa ca japonezii. Pe orez. Merită să arunci o privire. Așa, bun. Și click. Acum, cât durează această gâlmă de lumină foarte intensă, foarte puternică? Este foarte simplu de înțeles. Se ia o secundă. Câte o secundă? Cine știe cât durează o secundă? Tic, tic. O împărțim într-un miliard. Ce obținem? Cine știe? O nanosecundă. Nu știați ce e nanosecundă? Știți, de acum înainte, țineți minte, a miliarda parte dintr-o secundă. După care luăm o nanosecundă și om și... La ei. Așa. Bun. Deci noi asta vrem să vedem. Această existență, cum să-i spun eu? Acestei gârme de lumină care a durat doar 20 de femtosecunde acolo în focus. Deci am măsurat-o, este acolo, am reușit să dăm și puterile astea de 10 petawatts, următorul. Click. Și acum să ajungem către sfârșitul prezentării, ce o ne oferă nouă acest laser. Laserul este o formă de a controla lucrurile. De fapt, lumina este o formă de forțe electrice și magnetice care se plimbă împreună cu viteza luminii. Și în acea formă de lumină care durează 20 de femtosecunde, putem genera cele mai puternice câmpuri magnetice din lume și cele mai puternice din Marte. Vrei să fii sigur că ajunge pe Marte. Și pentru asta trebuie să fii sigur că el, acel lander sau echipament, va supraviețui în câmpurile de radiație din afara atmosferei Pământului. Acolo sunt și electroni, sunt și protoni, sunt și raze X, e și foarte frig, e și foarte cald și noi avem... vrem să facem un simulator pentru a testa sateliții în condițiile astea de extreme, de spațiu cosmic, pentru a fi sigur că atunci când îl trimitem și ajunge pe Marte, pe Lună sau, în fine, în viitor, în altă galaxie. Și... avem și aplicații până în partea cealaltă, la medicină. În medicină și radiațiile au mai multe feluri de aplicații, inclusiv în farmaceutice. Și sperăm ca oameni de știință de la noi, de acolo, din IFIN și de la ILAI, să împreună cu toți ceilalți oameni de știință din întreaga lume, să împingă știința să ajungem la lucruri care să ne facă mai împliniți. Click. Aici aveți doar o mică parte din echipa de la noi. Este echipa de la operatorul laser din 2019, deci acum 2 ani. Și noi căutăm oameni pasionați. Voi sunteți viitorul acestui laser. Vă așteptăm să veniți la noi. Puneți mâna, învățați și aplicați, veniți, că noi avem nevoie de oameni. Deocamdată suntem la vreo 100 și ceva. Dar cu voi putem să ajungem, vreți să ajungem la vreo 300-400, da? Am înțeles, da? Și dacă sunteți foarte pasionați de fizică... Mulțumesc!